Activitatea social-filantropică a Mănăstirii Hadâmbu din județul Iași a continuat joi 25 august 2022 la sediul Episcopiei de Bălți. La inițiativa arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, o tonă și jumătate de alimente a fost oferită centrului eparhial Bălți. Acestea vor fi oferite așezămintelor de ocrotire socială, spitalelor și familiilor care se confruntă cu lipsuri materiale. Delegația de peste Prut a fost întâmpinată cu multă bucurie de către Preasfințitul Părinte Antonie, episcopul de Bălți, și de către Părintele Dorian Revenco, protopop de Bălți. Preasfinția sa și-a exprimat recunoștința față de Părintele Stareț Nicodim, care a oferit de mai multe ori daruri și sprijin financiar fraților de dincolo de Prut. Amintim că tot joi, Preasfințitul Antonie și Arhimandritul Nicodim Gheorghiță au sfințit o casă cumpărată de către Mănăstirea Hadâmbu pentru o familie nevoiașă din orașul Fălești.